revenit în studio, discutăm astăzi cu domnul profesor Victor Juc, director al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Republicii Moldova, despre reforma administrației publice locale, temă pe care a lansat-o în spațiul public guvernarea. Am atins mai multe subiecte, dar acum haideți să urmărim un reportaj realizat în baza unui interviu cu expertul în economie, domnul Roman Chircă, și după asta revenim la discuția noastră. Reportajul. Cât este de reală asigurarea unei autonomii economice reale la nivelul administrațiilor publice locale în condițiile actuale din Moldova? În condițiile actuale este dificil, pentru că fără o reformă cu decentralizarea competențelor administrației publice locale, cu decentralizarea finanțelor. Noi avem situația când majoritatea impozitelor din activitatea economică regională este colectată în bugetul de stat. O singură unitate teritorială administrativă, UTAG-Găuzia, reține în acea administrație majoritatea 100% din impozitul pe venit, din accizele acumulate, taxa pe valoare adăugată, ceea ce oferă resurse importante pentru dezvoltarea regională, lucru pe care noi îl observăm. În rest, raioanele actuale sunt defavorizate din acest punct de vedere. Ce resurse ar trebui să poată gestiona autoritățile locale pentru ca să se bucure de autonomie economică? Cred că trebuie să aibă competențe sporite. În primul rând, dacă vorbim despre înlărgirea administrațiilor locale, odată ce raioanele ar putea fi comasate, poate chiar revenirea la județele de altă dată, aceasta va permite crearea unor particularități specifice pentru fiecare regiune, care va permite identificarea unor avantaje comparative, ceea ce poate constitui un motor de specializare a regiunii și respectiv de implementarea diferitelor strategii de atragere a investitorilor și creșterea produsului intern brut la nivel de regiuni de administrație publică. Reducerea numărului de organe ale administrației publice locale este considerată una dintre soluții. Cum ar trebui să se facă această optimizare pentru ca să nu sufere cetățeanul? Orice reformă de reducere trebuie să țină în cont și personalul de care este disponibilizat. Să aibă cel puțin o viziune sau un plan de acțiuni privind reîncadrarea în câmpul muncii acelor persoane care vor fi eventual disponibilizate. Doi, obiectivul este focusarea pe crearea unei administrații locale, în primul rând transparente, doi, mult mai competente la nivelul de personal tehnic, de expertiză, care să fie încredat după principiul un organism de gestiune mai compact, dar mai bine plătit. Cum atragem agenții economici în sat? Datorită conservării satelor pe o perioadă lungă, aceasta practic a căzut din acel proces care s-a întâmplat la nivel global de migrare masivă a populației din zona rurală către zona urbană. De ce Republica Moldova face acest lucru nu tocmai cea mai bună formă și cea mai eficientă modalitate? Principalul reflux de populație este în zona migrației peste hotare, în căutarea unui loc de muncă. De aceea, cum spuneam, e necesară o înțelegere a faptului în care trebuie să se dezvolte zona rurală și în conformitate țin cont de acele legități sociale prin care trece Republica Moldova, care nu pot fi neglijate. Iar dinamizarea poate fi creată prin crearea de zone economice mai largi, nu la nivel doar de sat, care să ofere un spațiu unic, dinamic, de infrastructură economică. Pot fi create obiecte de infrastructură specifice, care, prin apariția lor, generează activități economice.
cum ar fi nu doar drumuri, dar aprovizionări cu rețele inginerești, cu sisteme de irigare, cu sisteme de păstrare care pot fi făcute la investiții centralizate de administrația publică locală sau un alt obiect industrial sau semi-industrial care să fie capabil să intereseze agenții economici sau să devină o parte a procesului tehnologic a unei eventuale afaceri pe care cetățenii să-l deschidă în acea regiune. Deloc drept, fără cerere în regiune, fără capacități de producție, fără infrastructură, apelul de lansat de a atrage investiții este pur și simplu irelevant și neserios. Care credeți că este modelul de reformă optim pentru Moldova? Județe, regiuni sau alt model? Eu cred că revenirea la județe este una fezabilă, pentru că n-am avea că să încerca 8-9 județe. Și este o mărime optimală, o strafață de județ are o zecime din conținut tipul Republicii Moldova după teritoriu, dar faci că în Chișinău este concentrată cea mai mare parte a produsului intern brut. Nu există și posibilă varianta de regiuni care ar fi mult mai puține regiuni. Contează însă sensul pus în aceste reforme și în acele regiuni, care vor fi acele competențe. Cum se va asigura respectarea cadrului legal și evitarea regionalizării feudale, în sensul feudal al cuvântului, lucru care poate dăuna în contextul transparenței decizionale, interacțiunii administrației publice centrale cu cea locală. Deci toate aspectele, inclusiv politica fiscală regională și planul, concepția, strategie de dezvoltare care trebuie să stea la baza acelor regiuni. În final, cred că conceptul că o țară bogată se bazează pe regiuni bogate și dacă ne uităm atent la experiența celor mai bogate țări, anume un astfel de model stă la baza dezvoltării durabile și prosperii acelor țări, când întreaga economie se bazează pe regiuni foarte bine dezvoltate și nu invers, când avem o provincie subdezvoltată cu un singur centru care concentrează excesiv cea mai mare parte a produsului intern brut. Iată, am văzut și opinia domnului Roman Chircă, de fapt un comentariu mai lung. Domnule profesor, domnule Victor Juc, în condițiile în care Parlamentul va adopta o lege care la nivel legislativ reformează administrația publică locală, asta probabil nu va fi suficient, pentru că o administrație publică locală eficientă are nevoie și de anumite transformări de ordine economic. Da, desigur că nu va fi suficient, iar exemplu nereușit al reformei din 1999 cu schimbarea raioanelor în județe este un exemplu elocvent în acest sens, dat fiind că s-a produs comasarea raioanelor și formarea județelor, iar atribuțiile în domeniul fiscal și decizional practic nu li s-a fost acordate și din această cauză practic reforma a eșuat. Eu consider că le-am acordat mai multe responsabilități, dar nu le-am dat instrumentul financiar. Instrumentul de realizare a acestor responsabilități și de prestarea serviciilor de calitate și nu este deloc întâmplător că, mai ales perioada 1999-2000, deși am avut o creștere economică în 2000 de 1,2 la nivel de țară, totuși este considerată una din cea mai dificilă din istoria Republicii Moldova, pentru că la nivel central anumite reforme se produceau și o anumită dezvoltare, iar la micronivel, la nivel local, situația era cu mult mai complicată decât până la reforma din 99. Eu consider că reforma la nivel local este determinată de doi factori, unul intern și altul extern. În lista factorilor interne aș include primul aspect ce ține de descentralizarea fiscală și descentralizarea
decizională, când primăriilor în special trebuie să le se acorde cu mult mai multe atribuții pentru a avea, a colecta impozitele, a le păstra și a le implementa la nivel local, dar nu de a face un tur până în centru și să revină înapoi. Al doilea factor ține de consolidarea parteneriatului dintre autoritățile locale și oamenii de afaceri de pe loc. Și aici eu aș spune că este foarte important pentru o dezvoltare locală să fie complementată de dezvoltarea rurală și de dezvoltarea agroalimentară. În Republica Moldova, țara agrară, agricultura aducând până la 30% din venituri, dar industria prelucrătoare este subdezvoltată. Și atunci când nu este cel mai important de a crește o roadă bună, ci este important de a avea întreprinderi pentru procesarea și prelucrarea fructelor și legumelor. Nu exportul în stare proaspătă, care este important, ci fabricarea diferitor produse finite și exportul, care va aduce o plusvaloare mult mai mare. Al doilea factor este cel extern și ține iarăși de două aspecte. În primul rând aș vorbi despre capacitatea autorităților locale de a contracta contracte sau acorduri cu autorități de nivelul lor din alte țări, în special prin intermediul Congresului Puterilor Regionale și Locale, dar și prin cooperarea transfrontalieră. Este foarte important de a semna acorduri de parteneriat și de a le dezvolta la nivel local, nu de a aștepta ca autoritățile centrale să le ofere aceste posibilități. Și al doilea factor din extern este antrenarea oamenilor din localități care se află peste hotare, care s-au așezat cu trai permanent sau cu trai provizoriu, pentru ca aceștia să poată să aibă posibilități să fie interesați ca să dezvolte, localitățile lor de baștină. Anume, acești factori și sunt în măsură să contribuie la dezvoltarea locală, pentru că cred eu axiomatică este următoarea supoziție. Nu poate fi un stat bogat cu oameni săraci. Iar oamenii, chiar dacă avem o disproporție foarte mare, localitatea capitala, Chișinău și restul localităților, totuși este nevoie de o dezvoltare de jos în sus, nu numai de sus în jos, și numai în asemenea condiții vom putea spune că Republica Moldova se dezvoltă și că autoritățile locale, capacitatea lor a crescut într-o anumită măsură, iar crescând capacitatea și crește și nivelul de trai și calitatea serviciilor prestate. Iată, în fața autorităților locale stau trei posibilități. Da? Una este cea a donatorilor externi, o altă miză ar fi investitorii străini și altă miză ar fi, așa cum spuneați dumneavoastră, cetățenii noștri care sunt stabiliți cu traiul sau se află temporar la muncă peste hotare și au anumite posibilități de a face investiții. În opinia dumneavoastră, care este cel mai interesant, care este cel mai fidel investitor într-o localitate? Eu cred că cel mai fidel investitor sunt locuitorii care, din anumite considerente, au părăsit satul natal pentru o perioadă sau pentru totdeauna sau pentru o perioadă de timp, pentru că ei sunt cei mai interesați ca a lor localitate de baștină să fie dezvoltată. Sigur că nu putem să facem abstracții de anumite investiții și cred eu că într-o anumite circunstanțe numărul și volumul investițiilor străine ar putea crește, dar și de anumite proiecte a donatorilor, dar acestea sunt în special, donatorii vin cu un proiect de scurtă durată. Acest proiect vine să pună bazele, suportul pentru o dezvoltare durabilă, pe când participarea concetățenilor, celor din localitățile de baștină, este, cred eu, că una, o rezervă foarte importantă și aici nu este nevoie să fie puse în concordanță cu autoritățile centrale, diferite permisiuni să aibă. Oamenii se adună, colectează mijloace, inițiază un proiect și controlează ca acest proiect
să fie implementat și ca investițiile lor să fie valorificate eficient, pentru că totuși a trecut timpul când mulți oameni, în special din primii ani care au părăsit Republica Moldova, nu mai au niciun interes, au pierdut practic legătura cu patria, cu localitățile lor de baștină. Acum oamenii s-au schimbat, capacitățile și posibilitățile sunt mult mai diferite datorită tehnologiilor informaționale și cred eu că subvențiile sau asistența pentru autodezvoltare, aș spune, sunt cele mai sustenabile și merită să fie încurajate de către autoritățile locale. Iată, domnul Roman Chircă vorbea despre capacitatea administrației, da? Capacitatea înseamnă, pe de o parte, abilitățile aleșilor locali, primari, consilieri, pe de altă parte, vorbim și despre abilitățile angajaților în aparatul unei primării sau în aparatul Consiliului Regional. Când vorbim despre angajați, întrebarea este de unde luăm oameni competenți. Când vorbim despre aleși, avem altă problemă. Democrația nu are criterii de selectare a cadrelor, așa cum spunea Petrețuțea. Adică în fața noastră este o problemă destul de dificilă. Cum o rezolvăm, în opinia dumneavoastră? Este o problemă foarte dificilă, într-adevăr. Eu cred că aici doi factori ar fi determinanți. În primul rând, este nevoie de o cultură organizațională în cadrul autorităților publice locale, de înrădăcinarea anumitor tradiții, anumitor obiceiuri care trebuie să fie respectate, indiferent de faptul că se produce fluxul de funcționari. Și al doilea aspect ține de perfecționarea continuă a aleșilor și cred eu că aici o rezervă foarte importantă este Academia de Administrare Publică, menită să contribuie la perfecționarea angajaților, funcționarilor publici, altor aleși sau altor angajați în autoritățile atât locale, dar și cele centrale. Cred eu că aici este o rezervă de valorificat, pentru că în cadrul democrației, într-adevăr, apar foarte mulți oameni întâmplători, oameni conjuncturiști, dar asemenea sunt regulile democrației care vin urmărind câteodată sau de mai multe ori anumite interese înguste, interese de grup, apoi pleacă și lasă din contră o gaură în bugetul autorităților locale. Dar cred eu că pe parcurs, cu timpul, s-ar putea ca să se contribuie și la eficientizarea activității autorităților locale, pentru că foarte mulți nu fac față cerințelor. Noi vorbim și eu am vorbit astăzi și dumneavoastră și domnul Chircă despre descentralizare, despre acordarea atribuțiilor suplimentare, dar totuși factorul uman este unul foarte important. Da, această atribuție. Sigur că da, pentru ca să fie eficient implementate și realizate. Nu putem noi să ne laudăm la moment că autoritățile locale în totalitatea lor sunt eficiente și deseori factorul subiectiv este determinant într-o capacitate destul de redusă de activitate și de autogestiune și autofinanțare a primăriilor. Atât de nivelul întâi, aș spune chiar și autorităților de nivelul al doilea. Iată, în opinia dumneavoastră, ar fi mai bine să avem aleși, să avem primari aleși sau primari numiți de consilii? Eu deja m-am expus pe această problemă. Cred eu că este mai bine să fie primari aleși, pentru că este o posibilitate ca oamenii însuși să-și aleagă conducerea. Este un mecanism important a democrației locale, a democrației participative. Oamenii, în cazul dat, alegând, pot să solicite. Desigur că este mecanismul democrației reprezentative când sunt aleși de consilieri, de asemenea poate fi pus la bază, dar cred eu că nu trebuie de transferat de la autoritatea centrală alegerea Parlamentului sau alegerea președintelui de către Parlament, care este folosit în foarte multe țări, în Italia, în Austria, în Germania, în Ungaria, dar aleșilor, dar cât despre primari, cred eu că aici nu poate fi pus la îndoială oportunitatea și posibilitatea ca locuitorii ei însuși să aibă posibilitate să-și aleagă oamenii. Deși nu este mai puțin adevărat că de mai multe ori greșesc și ei, pentru că aleșii nu fac față cerințelor sau sunt aleși din punct de vedere conjunctural, de diferite interese,
dar totuși nu este cazul ca această posibilitate, să oamenii să fie privați de această posibilitate de a-și alege primarul. Noi trebuie să pornim de jos în sus. Democrația locală trebuie de dezvoltat și atunci se va crea un suport bun, un suport eficient și pentru dezvoltarea democrației la alt nivel, mai superior. Și spre deosebire de nivelul național, unde cel care candidează la funcția de președinte nu poate fi cunoscut cu fiecare cetățean, la nivelul satelor, orașelor mai mici, oamenii îl cunosc foarte bine pe cel care vrea să devină primar. Da, desigur că da, este un plus, un moment pozitiv în cazul dat și mai bine pentru cetățeni, cred eu, că ar fi în cazul dat. Nu că se spune l-am ales, de atâta și cerem, pentru că cel care e ales de către Consiliul Local de la acela tot trebuie de cerut. Dar totuși este o capacitate, o responsabilizare a oamenilor care, a căror cultură politică deseori este la un nivel, primul nivel, aș spune, parohial, etatist, când se solicită mai multă asistență socială, iar oamenii, în special în localitățile rurale, totuși au nevoie de o asistență, de un stat parental, aș spune, un stat patriarhal, în care să le revine un rol determinant în menținerea unui nivel de viață cât de cât decent sau de subsistență. Totuși, alegerea primarului prin vot direct, cred eu că este foarte importantă pentru dezvoltarea democrației locale. Iată, am vorbit cu dumneavoastră despre potențialul cetățenilor plecați peste hotare, despre faptul că ei ar putea aduce o contribuție extraordinară dezvoltării satelor și orașelor din care au plecat. Asta însă înseamnă că cetățenii respectivi trebuie să aibă toată încrederea în proiectele și în procesele care au loc în localitatea respectivă. În situația în care mai multe localități vor fi comasate în aceeași primărie, nu există cumva riscul ca încrederea respectivă să fie un pic șubrezită, pentru că omul nu se mai simte atât de legat de comuna respectivă? Desigur că este riscul, dar oamenii trebuie să înțeleagă următorul fapt. Comuna este o unitate administrativă care include mai multe localități și este nevoie de comuni cu un areal mai extins pentru a putea să contracteze mai eficient acele investiții sau acele mijloace financiare. Cred eu că în cazul dat locuitorii dintr-un sat ar putea să vină să spună, iată, noi acordăm această asistență anume pentru localitatea noastră și nu pentru localitatea vecină. Sigur că la nivel local pot să apară diferite neînțelegeri, indiferent că va fi comasate sau nu va fi comasate, dar este, cred eu, că un primar deștept, un primar care dorește să aibă proiecte și o dezvoltare sustenabilă, întotdeauna va susține această inițiativă de jos, inițiativa localnicilor și va încerca el însuși să contribuie la acest parteneriat prin anumite, poate printr-o participare simbolică din punct de vedere financiar a primăriei, dar sunt și alte modalități pentru dezvoltare locală. Și atunci primarul el va obține și el anumite rezultate și încredere din partea oamenilor în contextul că se va produce extinderea comunilor din mai multe localități. Cine, în opinia dumneavoastră, ar trebui să se implice în vederea sau cine ar trebui să-și asume o parte din răspundere pentru crearea acestei încrederi cetățenilor atunci când este vorba despre investirea în localitățile lor de baștină? Eu cred că este... Care ar fi responsabilitatea guvernului? Vreau să vă întreb și autorităților locale. Cum trebuie să-și partajeze cele două nivele responsabilitatea respectivă? Eu cred că este un proces bidimensional și responsabilitatea revine tuturor părților. Aici poate aș spune că mai puțin trebuie să se implice guvernul în cazul dat, pentru că el să asigure condiții. Ca să nu sperie pe oameni. Da, ca să nu spune că banii, iată, iar vor fi luați și vor fi transferați în bugetul central și vor fi direcționați cu totul pentru altceva. Aici răspunderea vine din partea primarului, care trebuie să convingă oamenii că și să propună proiecte fezabile, ca oamenii să vadă că, într-adevăr, mijloacele pe care le-au transferat au fost folosite eficient, dar și cei plecați peste hotare, bine ar fi să aibă câte un lider, pentru că care să-i consolideze, care să-i
convingă despre necesitate. Diaspora, cum numim noi, pentru că așa este legislația în vigoare din Republica Moldova, încă nu s-a constituit. Mai degrabă eu aș vorbi despre comunități și problema celor de peste hotare din Republica Moldova este că ei mai puțin comunică, mai puțin socializează, mai puțin sunt uniți spre deosebire chiar de cei care au plecat din România sau cei care au plecat din Ucraina sau din Armenia, dacă să ne referim la spațiul post-sovietic. Pentru că conaționalii noștri sunt plasați mai mult în gospodării casnice, cu posibilități mai mici de a socializa și de a comunica, poate și din această cauză și participarea lor la scrutinile electorale a fost foarte redusă. Dar având un parteneriat la nivel de un lider, la nivel local și primarul sau și consilierii, cred eu că s-ar putea de realizat mult mai mult decât până la moment. Este o rezervă de care urmează să fie valorificată. Noi am observat că mai mulți politicieni încearcă, făcând deplasări peste hotare, să consolideze diaspora moldovenească, probabil și în interese electorale. Noi le urăm succes celor de la guvernare în implementarea acestei reforme, dar sperăm că întâi de toate, datorită experților implicați în acest proces, conceptul de reformă final care va fi propus spre votarea Parlamentului va fi unul bun. Celor care ne privesc, le amintim că am discutat subiectul reformei administrației publice locale, iată, lansat recent de guvernare cu domnul Victor Juc. Dumnealui este directorul adjunct al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe Republicii Moldova. De asemenea, am urmărit un interviu cu domnul Roman Chircă, expert în economie. Vă dau o întâlnire fiecare seară la emisiunea Cauza Noastră. Nu uitați, cauza noastră este bunăstarea Republicii Moldova. Cele bune, pe curând!